Salut, sunt Mihai, iar astăzi vorbim despre frați. Frații! Cei mai buni prieteni pe care putem avea sunt frații. Ei au fost primii dușmani. Frățioare, îmi dai și mie gumă? Nu! Te zic la mami! Mă pupi în cur! Mami! Mihaiță! Primii complici? Bă, ce cu apa asta pe jos, mă? A văzut vaza cu flori din greșeală, să nu mă spui la mami! Lasă că-i spun cu vărsat-o pisică! Bine! Primii prieteni pe care i-am avut! Gata, știu, hai să ne jucăm pe PlayStation! Da, yeah! Eu aleg Real Madrid! GTA ne jucăm! Atunci când ai frați, vă certați din orice. De exemplu, care este cel mai iubit dintre frați? Eu sunt number one, pe mine mă iubește cel mai tare mami și tati. Da, da, tu ești adoptat. Mami! Mihaiță, stai cu minte că de viu la tine îți rup gura. De câte ori nu v-ați certat la cuțite? Chiar și după cea mai mare ceartă, fratele rămâne cea mai de nădejde persoană. Nu mai vreau să aud de tine, gata. Îmi iau jucăriile și plec. Ești un cap de tablă, ochios și chel. Nicio, nu mai ești fratele meu. În viața mea nu mai vorbesc cu tine. Ești un bolboiat și un gras. Frățioare, îmi împrumut bluza aia neagră că vreau să ies pe afară și nu am cu ce să mă îmbrau. Hai, iau și du-te. Mersi, ești cel mai tare, frate. Ați fost vreodată păcăliți de frați? Mihaiță, hai repede să vezi cine la televizor. Cine? Stânge becul și închide ușa că mi-e frig. Al dracu de un flac Elios. Hai, dai cu praf de mers. Dau eu cu praf. Ce spuneți despre războaiele pentru telecomanda televizorului? Atunci când fiecare dintre voi vrea să vadă alt post. Vreau să mă uit la Cartoon Network. Mă doare la penar, eu vreau să vă foschi. Nu, pune pe Cartoon Network că începe Tom și Jerry. Nu pun, mă, taldici, tu n-auzi că nu pun nicăieri. Taldici-o. Da? Nu las că nu te mai uit la niciun foschi. Pleacă-mă de acolo că-ți dau cu ceva în cap. Uită-te pe geam că pune foschis, pe geam, uită-te. Bă, tu n-auzi, pleacă-mă de acolo. Nu te mai las, gata. Băga-mi-a... Mami, Mihaiță, mă bate! Oameni, Mihaiță, dacă viu la tine, îți rup și aia trei floși care mai ai în cap. Când ai frați, trebuie să împarți totul, teoretic. Mihaiță, îmi dai și mie prăjitură. Nu-ți dau. Hai, te rog frumos că mi-ai făcut poftă. Nu-ți dau, mă, tu n-auzi că nu-ți dau. Nu-ți dau. Bine, nu mai e fratele meu, gata. Hai, ia și nu mai behăi atâta. Nu mai vreau, bag în tine până te spargi. Hai, mă, te rog, eu ia și tu o bucată. Nu. Bă, tu n-auzi să iei odată că desprezneți buza, ți-a plau de adidașe. Treci și ia odată. Totuși există momentul acela când chiar nu vrei să împarți nimic cu fratele tău. Mihaiță. A. Mă lași și pe mine să mă joc pe calculator. Nu se poate acum că vreau să urc de nivel. De rândul meu, tu deja te joci de 3 ore. Nu, mă, tu n-auzi că nu pleacă de aici. Nu, a? Deci nu mă lași, a? Nu. Nu, a? Bine. Ce faci, mă? Bă, ești prost. Mami, Mihaiță m-a bătut! Dumnezeu, mă, te-ai belit-o, să vezi ce-o iei acum! Doamne, maica Domnului, dar prost i-a făcut măta! Ați făcut vreodată rele și ați dat vina pe fratele vostru? Bă, care a vărsat apă pe jos? Mihaiță a vărsat, l-am văzut eu și a zis să punem vina pe pisică! Mihaiță, trece încoace că să vezi ce-o iei! Ha? Dar ce-am făcut? Cum ai reușit să vergi apă pe jos? Dar nici nu eram acasă. Ba da, el o vărsa, l-am văzut eu. Treci și curăță că te fut un aloc de măsăle spun dinți. Bine. Cel mai bine este atunci când ai un frate mai mare. Îl folosești pe post de bodyguard. Bă, fii atent. De azi înainte eu sunt șeful tău. Bă, ai înțeles? Da. Dacă nu vrei să-ți o iei în bot, în fiecare zi sandwich-ul și banii care ți-i dă măta, mi-aduci mie. Bă, tu n-auzi, mă? Ba da, ba da. Hai, marș de aici! Mihaiță, hai că s-a luat unul de mine! Ha? A vrut să mă bată! Stai că vin acum!
Dumnezeu, mă. Care? Ăla negru. Bă, căprare, fii atent. Îl vezi pe băiatul ăla de acolo? O singură dată de te-ai luat de el, îți ba mâna pe gât, îți scot moațele, te lec cu ele și îți dau și un șutucul. Bă, ai înțeles? Da, mâncați-o-s. Da, da. Așa să rămână. Hai. Întrebare! Aveți frați? Și dacă da, câți? Și ăsta a fost clipul pe săptămâna asta. Nu uita să bagi un like dacă ți-a plăcut, să distribui și să te abonezi. Noi ne vedem vinerea viitoare, iar până atunci, să fiți cu minți. Vă îmbrățișez pe toți. Pa!